Sâmbătă în sala sporturilor Romeo Iamandi, în fața aproximativ 700 de spectatori, Handball Club Buzău și HC Farul Constanța au oferit un spectacol handbalistic mult peste nivelul ligii a doua din România. Cele două echipe au mers umăr la umăr până în minutul 40, când oaspeții au început să se desprindă, impunându-se la final cu 33-28. Am întâlnit cea mai puternică echipă din Liga a doua, echipa de pe primul loc, echipa care are obiectiv să promoveze în Liga Națională, o echipă care are în componență jucători campioni în Liga Națională cu Dinamo București, o echipă care are un buget mai bun decât al nostru, dar cred că ne-am ridicat la înălțimea lor, am jucat cât am putut de bine, am fost în joc, băieții au respectat ce li s-a transmis toată săptămâna la antrenament, în vestiar, la pauză, în timpul jocului. Am făcut un joc foarte bun, dar am întâlnit o echipă foarte puternică. Eu cred că astăzi și Constanța și Buzău au făcut o bună propagandă handbalului masculin românesc, fiindcă eu zic că s-a ridicat peste nivelul unui meci de Liga 2, chiar de multe ori aș putea spun cu și un meci de Liga Națională. Buzoienii nu s-au putut baza pe o serie de jucători din cauza accidentărilor, iar în ciuda înfrângerii, handbaliștii antrenați de Bogdan Constantin au părăsit terenul de joc cu fruntea sus. Știu în schimb că am avut 3 jucători din primii 7 care au avut probleme medicale foarte mari în această săptămână. Nu s-au antrenat, au fost pe tratament, au vrut să joace, au intrat din primul minut, numai ei și cu noi știm cum s-au simțit. Domnul doctor a făcut niște eforturi extraordinare să-i pună pe picioare. Probabil nu au fost 100%, dar și-au dorit și-au compensat cu dorință lipsa lor fizică. Nuran Alin, președintele Constanțenilor, are amintiri frumoase de la Buzău. Sala Romeo Iamandi a găzduit meciurile din Liga Campionilor ale defunctei HCM Constanța, echipă pe care Ali a condus-o vreme de mai mulți ani. Era o perioadă frumoasă când veneam la Buzău ca și manager al unei echipe, zic eu, care va fi unicat în istoria handbalului masculin românesc, cel puțin în următorii 30 de ani, cred că nu va reuși nimeni să facă ceea ce am făcut noi. Nici măcar dumneavoastră din nou cu actuala echipă din Constanța? Păi și mie mi s-a învechit CNP-ul, buletinul la vai de mama lui, nu cred că aș mai putea să mai iau încă 15 ani la rând, așa cum am luat-o cu HM-ul, fiindcă vă spun sincer, o echipă nu se face peste noapte, nici într-un an, nici doi. HC Buzău ocupă locul 4 în ierarhia diviziei A cu 24 de puncte. Din cauza programului competițional, buzoienii nu vor disputa următoarele două partide, urmând să întâlnească la Buzău pe 8 aprilie formația băcăoană Știința.